Cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi. Ce ne împiedică să-i slujim pe alții? Partea a patra. Slujiți-vă unii altora în dragoste. Galateni, capitolul 5, versetul 13. Vorbim despre ce ne împiedică să-i slujim pe ceilalți. Un alt obstacol este controlul. Chiar dacă este important să te concentrezi asupra înțelegerii celorlalți, trebuie totodată să fii autentic și deschis, așa încât și ei să te înțeleagă pe tine. Dar pentru că asta te poate face să te simți vulnerabil, mulți dintre noi nu doresc să fie transparenți. Autorul și fostul capitan în marina americană, Mike Abrashoff, remarca: unii lideri au impresia că dacă îi țin pe oameni în întuneric, mențin un anumit control, dar asta denotă nebunia liderului și eșecul organizației. Caracterul ascuns duce la izolare, nu la reușită. Cunoașterea înseamnă putere, da, însă liderii au nevoie de putere colectivă. Am descoperit că atunci când oamenii știau care sunt obiectivele, cu atât mai mult erau de acord și cu atât mai bune erau rezultatele pe care le obțineam împreună. Am încheiat citatul. De fiecare dată când oamenii simt că informația li se ascunde, se creează o distanță. Se simt ca niște intruși și prin urmare le scade moralul, împreună cu performanța. În cartea sa Lead, Follow or Get Out of the Way, Condu, urmează sau dă-te la o parte, Jim Landy scrie despre ceea ce el numește plângerea subordonaților, care sună cam așa: noi, cei neinformați, lucrând pentru cei inaccesibili, facem imposibilul pentru cei nemulțumitori. Am încheiat citatul. Te-ai simțit vreodată așa? Apoi, tot Landy scrie și plângerea ciupercilor, care, auziți cum sună: avem sentimentul că suntem ținute în beznă. Din când în când vine cineva și împrăștie peste noi bălegar. Dar când ne scoatem capetele, ele ne sunt tăiate și ne sunt puse în conserve. Am încheiat citatul. Liderii buni nu se izolează și nu-i țin pe oameni în întuneric cu bună știință, ci îi informează și îi includ în procesul de luare a deciziilor, ori de câte ori este posibil. Fă-le cunoscut oamenilor cine ești și ce crezi.